E pe bune! Producătorii serialului au anunțat de curând că au reușit, într-un final, să-l aducă pe Ed Sheeran ca guest star în penultimul sezon Game of Thrones. Tot ei au mai povestit că încearcă de ani buni să o surprindă în felul ăsta pe Maisie Williams, care o joacă pe Arya Stark, și că se bucură extrem de mult că l-a ieșit anul ăsta. Despre rolul pe care îl va juca Ed Sheeran în apariția din Game of Thrones, nu știm mai nimic. Cel puțin nu încă. Dar, apropo de Ed, știm cu siguranță că noului album Divide a luat toate recordurile de încasări și a dat cu ele de pământ. Cuvântul domină nu este suficient pentru a descrie ce se întâmplă cu piesele lui Ed Sheeran în clasamentele din jurul lumii. Printre țările infectate deja cu virusul Sheeran, amintim, Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Noua Zeelandă și Suedia. Cu peste 400.000 de albume deja vândute în luna martie a acestui an, cel mai probabil, Ed Sheeran este number one și pe Marte.